da, grup. Deci, ABC este un triunghi. Deci, nu-i foarte așa. A, B, C. Este un triunghi. Da. Cu AB egal 24. Când AB egal cu 24. AC egal 18. Triunghiul ABC, da? Triunghiul ABC, în care AB 24, AC 18 și BC 12. BC egal cu 12. Dacă BD este bisectoarea unghiului ABC. Deci dacă BD bisectoarea lui ABC. ABC a unghiului ABC. A unghiului, da. Cu D aparține lui AC. Deci D aparține lui AC. Și dacă E F este mijlocul segmentului BC. Ea aparține lui BC, dar nu oricum, da. Ci B, E, să fie congruent cu E. Și A, E intersectează. B, E congruent cu E. Și A, E intersectează B, D, în F. Egal cu mulțimea formată din metru E. Să aflăm. În concluzie. Să aflăm valoarea raportului B, DF, DF supra FB. FB egal cu cine, da? Care e valoarea raportului? Deci avem un triunghi oarecare cu dimensiuni diferite la laturi. Cea mai mare e 24. Hai să zicem, ce să spunem aici, da? AB și C. Uh-huh. AB 24. AC. AC e 8 și BC să fie nu prea, da. Lăsăm așa că împrumut. Da, deci AB BC 12 și AC 18, da. Bisectoarea, o ducem. Bisectoarea unghiului BD. B, adică a unghiului B. BD, în parte latura opusă, în segmente, proporționale cu laturile. Deci asta e D-ul. Adică DC supra DA egal cu 12 pe 24. D la parte. Fi de E în mijlocul lui BC. E mijlocul lui BC. E. BE congruent cu BC. A, E intersectează BD. E intersectează pe BD într-un punct F. Să cere DF supra FB. DF supra FB. Da, DF supra FB. Păi, dacă am demonstrat că CD egal cu DA, CD egal cu DA, nu. Că mai sunt egale. Ca să fie egale milionar, trebuie ca triunghiul să fie isoscel, că bisectoarea numai... CD cu DA. CD cu DA. Numai atunci triunghiul isoscel, bisectoarea e și mediană. Și 24 nu egal cu 12. Da. Deci pică. Noi. Chiar mai mult să spun că DC e mai mică decât DA. Pentru că 12 față 24. Corect. Putem să aflăm măsura lui C6. C e 6 și 6 asta, da. C e. Deci asta... Aia ce zice că este? Păi e la mijloc și atunci e normal dacă ai 12, 6 și 6. Îi trebuie DF. AFB, nu, FEB e asemenea cu AEB. F, E, B. E, B, cu? Asemenea cu A, E, B. Cu A, E, B. Ce motiv ai? D, F, B. Că ai zis F, E, B. Da, a unghiul e comun. Unghiul e comun, de acord. Așa, și ar fi unghiul din F cu unghiul din A. Stați, vă zic, știți ce acum. Nu, nu, nu. Dar sigur sunt. Nu. Să ai argumente, măcar două unghiuri congruente. Care, după că și cu... F, E, B, cu A, E, B. F, E, B, cu A, E, B.
s-ar putea să n-ai dreptate. Că doar un unghi e comun. Da, Raul, ce problemă ai tu la trigonometrie? Ceva ce ai tu acolo? Da? De Z plus modul de Z. O secundă. Da, Z, ai spus Z plus modul din Z. Alo? Egal cu? De Z plus modul Z egal cu 8 plus 4i, da? Păi, Raul, aici ce ar fi trebuie să faci? Îl zici pe Z egal cu A plus IB, da, ca număr complex, Z egal cu A plus IB. Modul din Z este egal cu cine? A egal de A pătrat plus B pătrat. Și atunci, relația ta ce devine? A plus IB plus radical din A pătrat plus B pătrat egal cu 8 plus 4i. Și asta înseamnă că privim ca două numere complexe și vine A plus radical din A pătrat plus B pătrat, adică partea reală, plus IB, nu? Imaginare, egal cu 8 plus 4i. Și partea reală asta, adică A plus radical din A pătrat plus B pătrat egal cu 8 și B egal cu 4. Păi dacă îl știi pe B, înlocuiești sus acolo și vine A plus radical din A pătrat plus 16 egal cu 8. Și acum ai o ecuație irațională, nu? Cum lucrăm la ecuația asta? Izolăm radicalul și vin radical din A pătrat plus 6. Egal cu 8 minus A, da? Ridicăm la a doua, facem calcul și vezi ce se găsește și pe A. Pe B le știi, îl afli pe A și terminat ghiștiu. Bine, vreau. Bine. Bun. La revedere, salut. La ce clasă de o povestă? E că la a noua. La a noua? Da, numere complexe. La a noua sau a zecea. Mai la a noua, mai degrabă. La a noua? Mai noua, da. Fac numere complexe. Eu nu mai știu exact la ce clasă. Z. E pozitiv. Partea imaginară, partea reală, partea... Imaginară? Creativă. Mai aveți până acum. Mai avem un an. Hai să ne străduim să vedem ce avem noi aici. Cum facem problema? Da, cum o facem pe noastră, corect. Păi trebuie să ne ajutăm de măsuri. Deci, atenție, autorul îmi cere DF să strângem, sau îl mai lăsați pentru Raul? Nu vede nimeni la urmă. Raul din Bistrița parte asta. Așa. Să ne folosim de ipoteză, domn profesor, dar avem foie B. Ai făcut de parcă te-ai fript, așa. Exact. Nu ne folosim de ipoteză. Noi avem acolo o bisectoare, un unghiul B, să ne folosim de asta. A, E, B, avem unghiul B, congruent cu unghiul care e B. Tot, e rămas tot la triunghiul AB, ia tot de la B. B, D, e bisectoare. Dar nu foie. B. D. Păi da, bădui bisectoare, din ipoteză, asta zic și eu. Într-un unghiul ABC, bădui bisectoare, să scriem teorema bisectoarei, domn profesor. Poate ne ajută. Poate. Adică B pe C egal cu A, D pe D, C. Deci A, B. A, B, supra cât miruna? Supra. Supra A, B supra B, C. A, B supra B, C. Da. Egal cu A, D. Da. Supra D, C. Supra de C. Adică putem face AB plus... AB o știm, 24. Hai să înlocuim pur și 24. 24. Pe 12. Pe 12. Egal cu AD. AD nu mai știu. Nu știu, supra de C. Egal cu AD supra 24 pe 12 simplificăm aici și face
Din 12 și îți face 2, 2. Da. Și am deci vine AD, Mirona, supra D, supra D, C, egal cu 2. Egal cu 2. Da, adică AD, e două ori AC. Egal cu de două ori AC. Sau... Și de asta facem AD plus DC supra puțin, AD. Stai puțin, AD e egal cu două DC, domn profesor, vă rog. AD e egal cu de două ori DC. De două ori DC. DC. Așa. Deci AD e de două ori. E de parcă aș fi împărțit-o în trei. Exact. De pe acum avem proporția. Da? Deci am fi împărțit-o în trei și am luat o parte, nu? Exact. Mm-hmm. Și toată împărțită în trei înseamnă cât? 18? AD e 2 și DC 1. 6 și 6. Și 6, corect. Chestia asta, 6, 6, 6, ne place foarte tare. Da. Că mai am fie și 6, 6 aici. Da. E, hai să vedem ce putem spune, ce putem spune despre... Putem spune că BD e mediană într unghiul KB. BD? KBR. BD. BD mediană în KBR. R. Și automat R, R aici, da? Da. Deci, Mirona spune să-l dunesc pe el cu D. Da? Mai avem și A e mediană. Și mai avem care? A e mediană. A e mediană, dar A e mediană în triunghiul ABC, Mirona. Ștergem. Deci. Avem ca AE mediană în triunghiul acela. Bun. Nu, mă. În triunghiul AB e acum, BF e bisectoare. Hai să facem așa. În triunghiul A e B, da. BF este bisectoare. Ea se păstrează calitatea bisectoare. Da. Bisectoare. Și atunci AF supra F e... Da, egal cu AB supra B e. Egal cu AB supra EB, da? Da. 24 plus 6. Ia să vedem. Și 4. Ia să vedem. AF, ia să vedem, copii. AF supra F e egal cu AB supra EB. Da. AB supra EB. Și egal cu AB 24 supra 6. Și 4. Supra 6 egal cu 4. Deci, rezultă că AF e de 4 ori F e. Poate cuvinte AF egal cu de 4 ori e F. Deci AF e 4 ori e F. Ca și cum ar fost asta împărțit în câte? În 5. Nu? Ca și da. Cum ar fost împărțit în 5. Și atunci A e de 5 ori F e. Așa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Da? Da. Corect. Și A e de 5 ori F e. A e, da, putem spune așa, da, A e, de 5 ori e egal cu de 5 ori F e. Acum, F C paralelă cu BG. F C F C e paralel, F C F C, paralel, fie F C paralelă cu BG. Cu? A, F G, domnul profesor. Unde G aparține lui BC. G aparține lui de ce? Fie F, F, C. După da, paralelă da, prin F, da. La A, C bănuiesc. La B, C zic ei. La B, C. Prin F la B, C. Da. Da, am înțeles. După o paralelă prin F la B, C, da. Care taie pe A, C în G. G aparține lui B, C. Și fără ei sunt. G. Nu s-a partinul de BC, nu. Nu, ceva nu zic bine. O paralelă prin, cine la a spus? La ce atunci? F, la... Ei zic fie F, C paralelă cu BC, dar n-are. Stai, să vedem exact. Da. Ce anume vrem să... Nu uităm nici o clipă. Corect, ce vrem să facem? D, F, supra F, B. Fiindcă vrem D, F, supra F, B. Paralela prin F... La A, la B, C, tai pe asta în punctul G. Corect. În G, cum am scris. Așa, e exact așa, da. Bine. Și acum, în triunghiul C, D, B,
în CDB avem că GF e paralel cu BC. Și GF fiind paralel cu BC, triunghiul. Pot să scriu că triunghiul, teorema lui Thales, DF supra FB, atenție, DF supra FB, și mai intrat DF supra FB, da? Uh-huh. Deci DF supra FB egal cu DG supra GC. Corect. Deci în triunghiul, DCB, DCB, DCB. FG paralelă cu... Am FG paralelă cu... Paralelă. FG paralelă cu... Ce bucuros sunt că ai venit. De ce? FG paralelă cu... De ce? Plâng. Da. Și teorema lui Thales, conform teoremei lui Thales. Conform teoremei lui Thales, da. De Thales. D, F, supra, F, B. D, F, supra, F, B. Egal cu D, B. Egal cu D, D, G. Da, D, G. Supra, G, C. Supra, G, F. G, 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 C. G, C. G. Și egală cu... A, atât. Deci egal cu... Cine a zis cu... F, D, F. DF supra FB egal cu DG supra GC și aș mai putea zice din paralelismul ăsta pe de altă parte AG supra GC AG da. Supra GC AG supra GC este egal cu AF supra FE. AF supra FE. Deci, atenție, fiindcă GF e paralelă cu BC, cu BC, cu BE, corect. Am să spun că AG BGC supra GC egal cu AF supra FC. Da. Dar AF supra FC știu ce raport este, de 4. A, da, F, da, 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 l-am scris mai egal cu 4, da? Supra G, că e egal cu 4, deci... A, G va fi egal cu de 4 ori G, C. Da. Deci, G, C. Da, deci D, F pe F, B e egal cu 4. Nu. Păi nu, 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 nu. Deci, atenție, eu am reușit să arăt că A, G, A, G e de 4 ori G, C. De 4 ori, nu? Mhm. Dar eu știam că D-ul aici este la o treime. Da. Dar deci, D-G nu e egal cu G-A? D-G... Nu e egal cu G-A? G-A? Da, cum să fie D-G existi. Cu G-A? Cu G-A. D-G cu G-A. Mai merg la. D-ul este aici. Hai să vedem aici. D-ul. D-G... G-ul este aici, Mirna, da? Da. Cum să fie de G egal cu D? Nu, tocmai aici vreau să insist. Deci. Atenție, eu știu că AD supra DC, tot DC-ul ăsta de cât este de mare? 6. Este de 6, știu asta, nu? Da. Deci DC, DC e egal cu 6 cm. Da. Iar AG tot este de 4 ori GC. De ce GC, GC-ul, de ce e de 12? Nu, AD e 12, am zis. AD? E 12. De ce știu că e 12? AD, AD, am aflat noi. D. AD e 12. Corect, corect. Deci, aici este miezul problemei. Că eu trebuie să aflu DG, îmi trebuie DG supra GC. Da. Deci dacă găsesc DG supra GC, cât e de mare, DG supra GC, este egal cu DF supra FB. Egal cu DF, DF supra, nu? Pentru că o paralelă
determină pe celelalte segmente proporționale, adică DG supra GC egal cu DF supra FB. Și deci, acum, problema este raportul DF egal cu DF supra FB, da? FB. Vreau să atent să fac. DF supra FB. Da, am dus FG paralel, domnul profesor. Da, asta spun. Da. Datorită parcursului, am mutat problema raportului DF supra FB la DG supra GC. Da. Da? Ei, cât este de mare GC? GC, nu, AG, e de 4 ori de AG, AG, pardon. AG e de 4 ori GG. Exact. AG e de 4 ori GG. Avem aici. Da. Iar AC toată, cât este? Mai adun, mai adun aici. 18. Mai adun un GC asta. Un GC. Și rămâne că AG plus GC. AG plus GC. Care înseamnă AC. Care înseamnă AC și 18. Deci vine AC, care e 18. Da. Este egal de 5 ori GC. Corect. 5 GC. Corect. Și atunci l-am găsit pe GC. GC este GC egal cu 18 pe 5. Da? GC. Da. G. Unde este? GC este 18 pe 5. Pot să știu și pe DG. Din 6 scad pe 18 pe 5. Corect. Deci, din 6 deci scad DG. Unde să zic așa? DG egal cu 6 minus 18 pe 5. Da. Pe 18 5. Pe 5 face 5 ori 6, 30. Minus pe 18, 12 pe 5. Da? Și acum, știu pe DG, știu pe GC, cam afară GC-ul știu că am mers, 18 pe 5. Uh-huh. Și zic, DG supra GC, da, egal cu DF supra FB. Da, și egal aici mai departe, DC. DG, pardon, cât este DG? DG, 12 pe 5, egal cu 12 pe 5, supra? Supra G. G, supra GC. Și pe GC era la față. GC, da, 18 pe 5. Supra 18 pe 5. 5 cu 5, da. 12 cu 18, trecăm prin 6. Da, și de 2 pe 3. Asta și 2. Da? Deci, 4 este 2 pe 3. Aici egal cu 2 pe 3. Nu degeaba le-a dat aici mărimile toate. Da, părea ușoară cu toate mărimile așa. Așa. Dar atenție, când a zis DF supra FB, ne telefonează să ducem așa să paralele. Că numai ducând paralela asta, poți să spui că în triunghiul CDB, GF fiind paralelă, are loc raportul de proporționalitate, să zici DF supra FB egal cu DG supra GC. Și DG trebuie să-l afli și GC trebuie să-l afli. Dar DG ăsta vine la scădere datorită faptului că pe F l-am găsit în raportul acela de proporționalitate. Da. Deci, făcând calculele respective, găsim raportul 2 pe 3. Mai dificilă, da? Mai dificilă, fără discuție, dar nu imposibilă de abordat. Dar ce putem spune? Că la matematică, oricând, poți să fii surprins de o problemă de asta interesantă, însă trebuie de fiecare dată să-ți faci strategie încât să reușești să abordezi problema asta. Da, să... Nu poți să mergi cu ideea, învăți o problemă. Cei care merg și învață o problemă, sfârșesc până spune că am uitat-o acolo. Învață pe de rost. Sunt da. Situații de așa. Dar la matematică? Da? Poți. Să știi că am avut colegi de mei, chiar la facultate, da, învățau demonstrații pe de rost. Ah, bine, demonstrații din ăla, că știa că asta e tragic de ce trebuie să știi. Nici acolo, nici acolo. Nici măcar, nu? Nici acolo. Trebuie gândit fiecare chestie de unde vine. Da, pui ceva. Fie tot. Sigur. Facem sinteză. Da.
Ia să vedem ce am discutat astăzi. Sinteza ore. Au fost aici. Numai geometrie. Am făcut și am făcut așa, trapez. Teorema. Teorema lui Tales. Da. Teorema fundamentală a asemănării. Da. Teorema bisectorii. Fundamentală. Asemănării. Asemănării. Am făcut teorema bisectoare. Teorema bisectoare. Așa paralel make distanțe, domnul profesor. Un pic teorema bisectoare, teorema fundamentală a asemănării. Trapez, am făcut. Da, mai aveam eu cazuri de asemănare. Cazuri de asemănare. Cazuri de asemănare. Paralelii tăiate de mai multe secante. Paralele tăiate de mai multe secante. E vorba de proporționalitatea acelor segmente. Da. Trapez. Da. Trapez. Mediană. Da, mediana am avut acolo. Ei, cam astea au fost lucrurile făcute. Ne oprim aici. La revedere! Păi ne-am zis la șișier, mă, ce-ai făcut? Ne-am zis la șișier, ce-a fost cu tine azi, adut.